Bacovia este, desigur, poetul emblematic al Bacăului, dar nu numai. El, când a părăsit Bacăul și s-a stabilit la București, a spus: adio, Bacău, oraș cult, sunt în București. Ei bine, perioada Ateneului Cultural este, de fapt, marea aventură spirituală a lui George Bacovia. El a schimbat concepția despre provincie. Între cele două războaie mondiale, Mice Iliade a scris mai multe articole împotriva provinciei. Nu chiar așa se lucrează, împotriva provinciei și împotriva Moldovei, în general, deși o parte din el era moldovenească. El reproșa provincialismului sadovenianu, Cezar Petrescianu, lui Ionel Teodoreanu, că a înfățișat un tărâm al Terzaniei, al târmurilor unde se moare, un tărâm al renunțării și al ratării. Ei bine, Mircea Eliade făcea comparație cu provincia din mare literatură rusă și exclama: ce lucruri extraordinare se petrec în provincia din viziunea scriitorilor ruși, începând cu Cehov și până la ceilalți. După opinia mea, Bacovia a schimbat fața provinciei în literatura română. Deși aparent el s-ar canaliza cam spre același tărâm. Așa a și fost interpretat, cu câteva excepții, de pildă Constantin Călin, nu mai crede în viziunea provinciei așa cum au realizat-o săvânătoriștii și chiar simboliștii minori. Faptul pe care îl aminteam în legătură cu Iliade se referă și la aceea că Iliade reproșa acelora în legătură cu viziunea unei provincii a Terzaniei. Dar nu-l pomenește acolo pe Bacovia, în schimb. Ceea ce înseamnă că avea conștiința că Bacovia se abate de la această regulă. În provincia bacoviană se petrec, într-adevăr, lucruri extraordinare. Și am să mă refer doar la câteva. În 1907, într-o scrisoare din aprilie, Caragiale scria unui prieten, citez: începem o altă istorie, mai puțin veselă decât cea de până ieri. Râsul și gluma nu ne vor putea sluji de mângâiere ca altădată față cu cele ce se vor petrece în lumea noastră românească. Copiii noștri vor avea poate de ce să plângă, noi am râs destul. Citat încheiat. Ei bine, în 1907 deja exista acest Bacovia care a schimbat fața lumii românești de la râsul lui Caragiale la plânsul lui Bacovia. Plâns care este ontologic, dacă vreți, venind totuși pe filieră emnesiană, de la acel de plânge de Miurgos, doar el aude plânsuși. Și o altă noutate, dacă vreți, care schimbă fața provincialismului
dinspre bacovianism. În cartea lui Pământul și reveriile voinței, Gaston Bașunar exprima regretul că acest simbol al plumbului, materia concentrată în plumb, nu interesează poeții moderni. Iată, citez din Bașunar. Se pare că metalul nu mai vorbește imaginației moderne. Nimic despre plumb într-o epocă în care abundă tendințele saturnice. Plumbul este de negăsit în literatura modernă, deși a lăsat atâtea imagini în fondul limbii. Am încheiat citatul. Ei bine, dacă ar fi fost informat, Gaston Bașunar ar fi avut această revelație a unui Bacovia, poet al plumbului, cu implicații excepționale în spiritualitatea europeană modernă. Și încă o noutate pe care o aduce Bacovia și acest curs al noutăților bacoviene s-ar putea continua cu multe altele. E vorba, zic eu, despre o nouă viziune asupra stilului la Bacovia. El introduce procedee stilistice cu totul noi, de pildă așa numitul frotaj stilistic, care a fost consacrat în poezia europeană de către Georg Trakl. Cei doi nu s-au cunoscut. Și apropierea aceasta tulburătoare între Georg Trakl și Bacovia cred că este un fenomen pe care Adrian Marino l-a numit pancronism. Idei, viziuni care se nasc în același timp, fără ca părțile să se cunoască între, deci fără o viziune subsidieră. În ce constă frotajul stilistic? Este vorba de la frote, în franceză, a aluneca. Deci se alunecă dintr-o imagine în altă imagine, pe neobservate. De pildă, Bacovia în plumb vorbește de scriere de plumb, de flori de plumb, pentru ca în negru toate să devină, nu? Să se coboare, să alunece spre negru. Sicrie negre, flori negre și așa mai departe. Un noian de negru, după acest plumb extraordinar bacovian. Mă opresc aici și vreau să lăsăm și pe alții să se exprime. Mulțumesc!